Așa, dar bună ziua și bun găsit la întâlnirea cu Prof. Online. Începem repede treaba, într-o formație mai extinsă. Deci, Paul, Darius, Ștefania și Cristina. Pornim. Ștefania, la comandă. Deci, ceva pentru a doua zi, nu? Da. Ema. Pentru. Clasa. Pentru acasă. Pentru acasă, așa. Acasă. Clasa a cincea. Zi. Poftim, Ștefania? Determinați numărul A. Deci determinați A. A egal cu 2008. Și în continuare, A, B, C. 2008. A, B, C. Deci un... Da. Practic un număr din 2, 4, din 2, 4, 6, 7 cifre, da? Da. Care, împărțit de la 208, dau restul 28. Așa încât, A ăsta, hai să notăm cu N ca să nu facem o confuzie cu A-ul de aici. Pe da? Deci nu un număr ăsta, da? Așa încât N împărțit la, cât la 2208? La 208. Da. Să dea restul 28. Să rezulte restul egal cu 28. Așa. Bă, mai băgată în așa, mai băgată. Ia să vedem. Vreau idei, să vedem cum ne vine ce vreau idei. Alo? Da, da. Alo? Bună ziua. Acum sunt într-o lecție de matematică, n-am timp să stau la discuții. Mâine dimineață, bine? Bine. Da, da. La... Deci, vorba este așa. Să găsim pe A, B și C, asta ar trebui, ca îndată împărțim pe numărul ăsta la 208, să ne dea restul 28. Dați-mi o idee, cum ajutați-mă, că eu sunt neputincios. 208 împărțit la 28. La 28. Păi nu la 28 trebuie să împărțim. La 3. Trebuie să împărțim pe ăsta la 208 și îmi dea restul așa. La 7. De ce la 7? Pentru că sunt în 3, 4, 5, 6, 7. La 7 cifre din cauza asta nu e o legătură. Da. Hai să zicem, nu e o legătură. Deci împărțim pe 2008 la 2008. Nu 2008. Pe numărul ăsta care înseamnă așa. Ce 2 milioane 8000. Și ce mai e aici? Numărul ăsta este 2 milioane 8000 și A 100 B 10 și C unități. Împărțit la 208. Să ne dea restul 28. Și noi, pe noi, pe problema asta ne frământă. Ce să punem în loc de A, B și C încât să fie treaba asta? N-am putea face așa să ne aflăm pe A, să împărțim 2008 la 208, să ne dea... Păi de ce să împărțim pe 2008? Dar nu-i legat... Atenție, dacă am pus bară, A, B, C, dacă am pus bară, ăsta e un număr legat. Da. Nu ABC, nu-i de o parte și 2008 de o parte. El e un tot, un număr lung, numai că nu știi ce cifră se pune la unități. Folosim la ultima cifră. Am o idee, ce o trebuie să fie impar. De ce? Ca să dea cu rest. Pentru că dacă ar fi ultima cifră cu număr par, ar da cu rest. Cu, fără rest. Stai sigur, dar noi împărțim la 2. Deci nu împărțim la 2 la un număr par, ci împărțim la 208. Să lucrăm o bază 10, păi este în bază 10. Te gândești să scriem ca un număr în bază 10? Da. Adică să zicem 2 ori 10 la, nu știu, că la 6. Da. Scriem așa, Ștefania, dar după aceea ce facem? Să lăpați următorul, mai vedem, nu?
E ca la șah aici, să vedem cine mai vine în minte. Eu aș face împărțirea efectiv, de parcă ar fi numere cunoscute acolo, până mă împotmolesc acolo, știu eu. Adică zicem 2 milioane... Deci îmi facem împărțirea, algoritmul de împărțire. 2 milioane, 8.000, A, B, C, împărțit la 208, este egal cu. Și începem împărțirea. Cum știm să facem împărțirea? Și bine, 208, în câte cifre trebuie să iau aici? 208. În 200 n-ar merge, nu? Da, e 208, aici e numai 200, 2008. Cam de câte ori să meargă? 5 ori. De 4 ori. De 4 ori. De ce te gândi la 4 ori? Păi, pentru că avem 3 cifre și... Aici sunt 4 cifre aproape acum, da? 4 cifre. Împărțitorul este format din 3 cifre. Iar de împărțitul din 4, da? Și merge ca 2 în 20. 2 în 20 ar merge de câte ori? De 10 ori, dacă nu se poate 10 ori, luăm din 9 ori. Ați înțeles? Nu se poate de 10 ori, ci de 9 ori. Ia să vedem, 9 merge și zicem 9 ori 8. 9 ori 8. 7, 9 ori 8. Cât vine? 72. 8 ori 9, 72. 9 ori 2, 18. 18. Și vorbește Stefania. Acum facem scăderea. 8 minus 2, 6. Da. 10, ne-am promutat. 10 minus 7, 3. Da. Au rămas 9. 136. 1. 1 și 1. Nu mai este 1 aici. 136. Deci 1 nu mai este, că ne-am împrumutat de așa, da? 136. Și acum coborâm pe A. 1306A. Deci, așa, 1306A. Cam de câte ori să meargă? Cam 2 în 13. De 6 ori. De 6 ori, nu? 2 în 13 merge de 6 ori. Și zicem 6. 6 ori 8. 48. 8. 4. Dar degeaba la lecție că e 0, că nu e 6 ori 48, da? Și 6 ori 2, 12. Na. Acum 8 din A. 8 din A, nu știu. Încercăm cu 7. Ce să fie A-ul ăsta? 9. Nu știm ce să fie. Vedeți, aici începe momentul greu. A-ul să fie 1, 2, 3, 0, 1, 2 până la 9 are voie să fie A. Am încurcat aici. Deci 8. Am o idee. Dacă am face împărțirea din A până la 9, să vedem dacă s-a împărțit. Deci să luăm pe A de la 1 până la 9, da. Fiecare din variante. Da. Și pe urmă punem aici, atenție, dacă A ar fi mai mic decât ar fi 9, dacă ar fi 9 sau 8, aici s-ar putea face scăderea, da? Deci cazul întâi. Aici suntem. Aici începe munca noastră. Dar s-ar putea și dacă ar fi muncă, ne-am putea împrumuta. Păi da, tocmai. Mergem varianta în care nu ne împrumutăm. Adică 8 sau 9? 8 sau 9. Deci cazul întâi. Cazul întâi. Cazul întâi. A egal cu 9. A egal cu 9. Și punem 9 aici. Și vine 9 din 8, 8 din 9, 1, 4 din 6, 2, 1 și nimic. 120. Și coborâm pe B. Acum cât o face B. Dar știi că până la urmă restul trebuie să fie 28. Nu așa? Deci restul împărțirii trebuie să fie... Acum, tot de 6 ore, 6 ori 48, nu mai merge 6 ori. 6 ori 48 depășește, nu? Deci 6 ori 8, 48. Da,
Cum să facem aici? S-au încurcat egiștiu, așa este? Foarte tare. Foarte tare. Ciudat egiștiu ăsta. Dar trebuie să ne descurcăm. Dacă am... De poate să fie de aș la 1 până la 9. Să-ți dai seama că te treaba avem acolo. Și iar ce de la 1 până la 9? Și de la 0 chiar poate fi. Da. Nu? Și până mă... Am foarte multe cazuri acolo. Avem... De asta n-avem trebuie să scadem. Deci este... Este ciudat. Dar mai știm un... Mai știm un lucru. Că noi credem că-l facem. Dacă credem că-l putem face, avem șanse. Da? Avem șanse. Dar dacă cumva ne încearcă sentimentul neputinței, am urcat-o. Ștefania a început cu un exercițiu dur. Nu-mi place. Cum? Întâlnirea noastră de astăzi este foarte dificilă. Debutează cu un exercițiu greu. Hai să facem altceva. Hai să luăm pe 2.008.000 A, B, C. Ca fiind așa. 2.008.000 plus ABC. Așa am vrut și eu să fac. Deocamdată nu știu dacă am bate, da. Vreau să sper că mă iese ghișițiu. Deci pe 2.008.000 plus ABC. Că sigur face, se completează aici cifra sutelor, zecilor și a unităților, dar am pus-o deoparte, nu? Și al împărți cu ăsta la cât? La cât trebuie să-l împărțim? La 208? Înseamnă că încercăm să-l împărțim și pe ăsta la 208 și pe ăsta la 208. Da? Hai să... Nu știm. Dar deocamdată lăsăm așa. Am o idee. Dacă ultimii cifre de la împărțirea cu 2 milioane le-am pune la ABC și le-am împărțit și pe alea. Păi... Aici încerc eu să văd dacă mi-e să un pic ideea. Deci împart acum pe 2.008.000, la cât să ne împart? La 208. Deci hai să vedem. 2.008.000 la 208. Mă, da, sigur 208 sau ei a avut... Nu, 208. Și aici nu cumva... E 208 nu, e cu 2 din 0, 2 zerouri? Ai greșit. Nu. Mă încercam așa, ai greșit eu, da? Să sperăm. Mie mi-ar fi convenit așa, știi? Da, dar nu e. Dacă nu ies, înseamnă că trebuie să modificăm negri. Nu. Deocamdată încercam așa cum îți dorim. Eu sper că Ștefania... Nu știu, ai spus, Ștefania l-a dat corect. Acum, hai să vedem, 208 în 2008, am văzut că merge de câte, de 9 ori, 9 ori 72, 9 ori 2, 18, da? Deci am făcut așa, da? 1872 mese, 2 din 8, 6, 7 din 10, 3, 1, 136 știu, cobor pe 0, și acum, 1360. Da, așa am făcut și eu a doua oară. Uitați-i. Da, aici pe ala am presupus că e nouă. Aici coborăm pe zero, facem împărțirea cum crezi. Așa am făcut și eu, domn Tert. Da? Deci facem în felul ăsta. Deci zicem, 208 în 1360 merge de câte ori? De 6 ori? Da. Merge. 6 ori 8. 48. 6 ori 2? 12. 8 din 10, 2. 1, nimic. Oborâm pe celălalt 0. Da? 20 în 208. Cam de câte ori? Nu mai merge de 6 ori. La 6 ori face 1200. 4 ori. Nu de 5 ori.
Că dacă la 6 ori face 1200, la 5 ori face 10.000 și ceva, da? Deci vine 5 ori 8, 40. 5 ori 8, 40. 5 ori 2, 10. Așa, da. 0. 8. E bine? 4 din 12, 8. Nimic și nimic, da? Da. Și mai aduncă un 0 de covort. Da? 800. 800. 4 ori. Și merge acum de... 4 ori. 3 ori. Nu merge 4 ori, că 4 ori 32 și îl depășește. Da? De 3 ori cât. De 3 ori. 3 ori 8, 24. 3 ori 6. 6 atât. 4 din 10. 10 din 4. 6. 6. 6, 9 minus 2, 8. 9 minus 2, 7, zic. La mine face 7. A, 9 minus 5. Da, mi face 7, da? E bine 7. Prea mult. Așa aici e 1. E bine, 176. 176 e bun, e mai mic decât împărțitorul vostru. Da. Și acum, de împărțitul, 2 milioane 8, scriu teorema împărțirii cu de împărțitul egal cu împărțitorul, oricâtul, plus restul. Putem scrie așa, da? Deci de împărțitul, adică, cine e de împărțitul? 2 milioane 8 mii, egal cu 208, ori împărțitorul, ori 9653, 9653, plus restul, plus 176, plus 176. Bun, asta e de împărțitul. Asta e teorema împărțirii cu rest. Da. Dar noi n-am avut doar 2 milioane 8.000, ci am avut 2 milioane 8.000 ABC. Deci, trebuie să mai adun lui ABC-ul, ca să fie egal plus noi. Plus ABC. Deci adunăm în ambii membri, adunăm și în stânga, și aici, da, și în dreapta, un ABC. Și atunci vom avea 2 milioane 8.000, 2 milioane 8.000, plus ABC-ul, plus ABC-ul, plus numărul ăsta care e ABC care îl adăugăm, egal cu 208. Nu facem înmulțirea, că pierdem timp. Pierdem, dacă facem înmulțirea și adunăm cu ăsta, ne dă 2 milioane 8.000. Lăsăm așa. Egal cu 200, cât vine? 208 ori 9653 plus 176 plus ABC. Plus 176 plus ABC. Și acum, ABC-ul ăsta și cu care se lipește aici, ABC-ul se lipește la cifra unităților, 10 și unități, da? Și numărul va fi 2 milioane 2 milioane 8.000. Adică nu 8.000, 2 milioane ABC. Așa, și pun bare ca să fie clar că e numărul de la început, egal cu 208 ori 9, 6, 5, 3 plus 176 plus ABC și în baza 10. ABC în baza 10, se subînțelege că așa stau lucrurile. Acum, eu visez, dar să visez, nu? Da. Bine. Deci la ce visez, credeți? Eu visez să fie așa. La edificiu acesta. Eu visez că așa aici apară 208 oriceva, ori un număr. Și o să scopi 208 în factor. Iar restul să fie, după ce scot, fac împărțirea asta, restul să fie aici 28 la împărțirea. Ați visat prea mult. Foarte mulți visez, da? Visez foarte, foarte departe. Încă o dată insist.
Deci, pe 208 l-am în factor aici, da? Îl vedeți că l-am în factor. Dacă am să iau și numărul ăsta de aici, adică cine? Pe 176 plus ABC și să-l împart la 208 și să meargă de 2 ori, de 7 ori, habar n-am de câte ori să meargă. Cert este că făcând poftim? Putem face și 160 de ori. Foarte tare. Foarte, foarte. Atenți să vedem cum o să gândim aici. 176 plus ABC. Acum. Și să-l împart la 208. Și după ce îl împart la 208, restul va fi un număr care nu are voie să fie decât cine? 28. 28. Dacă nu este 28, nu merge. Foarte tare ești. Hai să zicem că restul împărți. Să-l vedeți pe B. E și B. Dar de ce nu putem să punem în paranteză? Pe ABC să-l punem în paranteză? Adică cum? Adică scriem 176, deschidem paranteză. Plus? Plus. Deschidem paranteză A plus B plus C împărțit la 208. Nu e A plus B plus C. Aici e numărul ABC, adică eu înțeleg ca și cum ar fi A ori 100 plus B ori 10 plus C. Deci să-l traducem în baza 10, da? Ia să zicem deoparte. Tu îți propui așa, zicem 176 plus plus, deschidem paranteză. Plus, deschidem paranteză, ce să zic acum? ABC. A ori 100. A ori 100 sau 100 A 100 A plus B ori 10. B ori 10 sau 10 B. Da. Plus 10 B. Și plus C. Și egal mai departe dacă vrei să scriem așa. Iar aici, pe 176, cum mai poți să zic? 100 plus 70 plus 6, da? Ia să zicem. 100 plus 70 plus 6 plus... Nici nu are rost să mai pun în paranteză. Plus 100 A, plus 100 A, plus 10 B, plus C. Și este egal acum cu dedesubt. 100 și 100 A. Egal cu 200 A. Nu. A, se elimină. Nu se elimină, dar să gândim. 100... Dă pe 100. Să dăm 100 factor comun și va fi 100 pe lângă de aici e 1. 1 plus A. Deci 100 pe lângă 1 plus A. Plus 10B. Adică din 70 și 10 să dăm un factor comun pe 10. Plus 10 pe lângă 10 pe lângă 7 plus B. 7 plus B. Și plus 6 plus C. Am unități, da? Iată că membru stâng este 1 plus A ori 100 plus 7 plus B ori 10 plus 6 plus C. Așa e scris membru stâng. Și ăsta trebuie împărțit la cine? Împărțit la 208. Și se rezulte la împărțire restul egal cu, cred, cu 28. Parcă nu? Restul da. Egal cu 28. Dar e dificil. Hai să spunem că e dificil. Ești de acord cu mine? Da? Egeșițiu pare destul de urât. Și atunci, mă întorc la visul meu.
Ia să așa. Că numărul ăsta, 176 plus ABC, când îl împărțim la 208, trebuie să ne dea restul, cât am zis noi, restul trebuie să fie 28. Se reduce restul 28. De aceea, numărul care va rezulta aici la adunarea asta, poate să fie din câte cifre e posibil. 176 și cu adunat cu ăsta. Tot de trei cifre. Tot de trei cifre. Dar există și pericol să fie de patru. Dacă ăsta, nu, dacă ăsta ar fi AU9. Da. Da? B8 și CU7. Deci dacă ar fi 9, 9 și cu 1 ar face 10. E posibil să mă duc la patru cifre. Da? Dar dacă împart la 208, numărul ăsta, când îl împart pe 176 și cât o fi ăsta, cam de câte ori merge cel mult? De 4 ori. 4 sau chiar de 5 ori putem merge, nu? De 5 ori când ar fi așa. Și atunci zice, merge o dată, merge de 2 ori, merge de 3 ori sau merge de 4 ori sau de 5 ori, da? Deci zicem, cazul întâi. Cazul întâi. Cazul al doilea. De ce? Am renunțat la ideea cea cu 9. Știți bine că era imposibil cu toate variantele. Aici, cazul întâi, când cătul împărțirii este 1. Deci, cătul este egal cu 1 și restul e egal cu neapărat 28. Da? Restul este 28. Și atunci, se întâmplă. Ca de împărțitul, cine este de împărțitul? 176 plus ABC să fie egal plus ABC să fie egal cu 208 ori 208 ori câtul 1 ori 1 plus restul 28. De acord? Echivalent, cum a spune că 176 plus ABC egal cu 208 ori 1 face 208 plus 28 echivalent, cum a spune că 176 plus ABC egal cu 208 și cu 28 cât face? 236, că 8 și 8 fac 6, nu? 236. De acord? Da. De unde rezultă că ABC va fi egal cu 236 minus 176. Deci din asta scădem pe ăsta, nu așa vine? 236, scrim 236 minus 176 și egal 660 7 din 13, 60, da? Da. Și atunci și 0 pot să spun aici, ABC. Dar nu poate să fie AU0, nu? Deci ar trebui să spun 0. ABC ar trebui să sune așa, 060. Imposibil. Imposibil că se întâmplă ăsta că este 0, da? Cazul 2. La cazul 2, cât ar să fie câtul împărțirii acum? Câtul împărțirii cât să fie? A fost 1, acum 2. Câtul crește. Câtul împărțirii C egal cu 2. Și atunci, 176 plus ABC egal cu 208 ori 2 ori câtul împărțirii, da? Ori 2 plus 28. Și este echivalent cu 176 plus ABC egal cu 208 ori 2, cât vine? 2 ori 8, 16. 2 ori 2, 4. Plus 28. Ce ar însemna
că 176 plus ABC egal cu 8 și cu 6, 14, 2 și cu 1, 3 și cu 1, 4, 4, 444. Scădem, și acum scădem pe 176 și atunci ABC. Deci de aici rezultă că ABC, numărul ABC, punem bară tot timpul, 444 minus 176. Adică numărul ABC, ABC este egal cu 6 din 14, cât vine? 8. 7 din 13, 6. 268. Am găsit o primă variantă. Deci prima variantă a lui ABC este 268. Deci răspunsul, primul răspuns, N1. N1 este egal cu 2008. O să vedem că mai putem lua cu ce mă duc până la 5, parcă am zis, nu? Da. Așa. Deci, N1 este 2008. În loc de ABC, cât se pune acum? 268. Este 2.008.268. Ce fericit sunt că am găsit o primă variantă. Și eu la fel. Este extraordinar, da? Prin primul moment am reușit. Mergem mai departe. Să luăm împărțirea 208 trebuie să facem, ca să vedem dacă ne dăm. Că dacă ne dăm... Vrei să probăm? Da. Că dacă ne dăm direct, nu mergem niciun rost. Băi, nu. Ne dă pe restul 28. Nu crezi că ne dă restul 28? Ba, nu. Nu. El le spune și vreau să mă convinge. El e Toma necredincios. Știți pe Toma necredincios, nu? Pe Gigi, cum era? Gigi Contra. Gigi Contra, da. El nu știe că e adevărat. Bine, hai să-l convingem că numărul ăsta împărțit la cine? La 208, ne dă restul 28. Bă, și mai ai ceva cu mine? Te mai ceri cu mine după aceea? Nu. Nu te mai ceri cu mine, da? Foarte, da. Bine, nu? Dar tu ai zis foarte bine. Mă convingeți că e treaba bună dacă facem proba și dacă la împărțirea asta restul este 28, da? De ce să nu facem? Trebuie să facem. Hai să vedem. Aici. Ce spunem? Zicem așa. Da, n-ai vrea tu un pic să mă ajuți și să lăsăm să vedem și ce e egal cu 3. Cu 3 și cu 4 și să vedem ce numere găsim și să facem la sfârșit proba. Bine. Pentru fiecare în parte. De acord, nu? Deci, 2008 ABC a fost scris așa, da? Să lăsăm pe ăsta. De la... Cazul 3. Așa. N egal cu cazul 3. Deci cazul 3. N egal... Nu N. C. Câtul? C. C egal cu 3. Și atunci 176 plus ABC. 176 plus ABC este egal cu 208 ori cât? 208 ori 3. Nu? Câtul este 3? Plus 28. Și rezultă. Dar să știi, Ștefania, ești să ai de olimpiadă. Foarte tare! Am zis că dacă rezolvam, mi-a dat 10. Sigur că da. Și eu aș fi dat 10. Subiectul și este ultima la care mi-a dat 2 de 10. 2 de 10? Păi ce ai făcut tu azi? Putea să mă anunci pe mine, nu, profesor? Știți, viu cu niște gheșițe foarte tare azi. Ca să mă mobilizez și eu, făceam mișcare, mă învioream, că e chestiune foarte tare. El deputat cu o chestiune foarte preparată. Da, dar să vedem cum mergem. Zicem echivalent. 624. 176 plus ABC egal cu 624 plus 28. Echivalent cu 176 plus ABC este egal cu 8 și cu 4, 12. Așa este? Da. 3 și cu 2, 5. Și 6. 652.
Da? Și acum scădem pe 176 și vine ca ABC. ABC este egal cu 652 minus 176. Și egal cu 6 din 12. 6. 7 din 14. 7. Și 1 din 5. 4. 476. Și atunci în 2, o altă variantă este 2008 și în capăt 476, da? 476. Și de aici merge până la 9. Nu până la 9. Ce eu cât va urca? Cred că 5 cel mult. Ia să vedem. Ia să vedem. Pentru că el nu poate să urce prea mult. 476 data viitoare va fi 600 ceva, 800 ceva. Da. Dar nu poate să fie ABC 10.000. Da, da. Da? Deci, hai să vedem. Mergem cu ce egal cu cât acum? 4. Ce egal cu 4? Pentru ce egal cu 4? Avem 176 plus ABC este egal cu 208 ori 4 plus 28. Ceea ce ar însemna echivalent cu, zicem, 176 plus ABC egal cu 208. Să facem înmulțirea. 4 ori 32. 832. 832. Plus 28. Ceea ce ar fi echivalent cu 176 plus ABC este egal cu 8 și cu 2, 10. 2 și cu 3, 5 și cu 1, 6. Da? Și 860. E bine? 860. De unde ABC simplu? ABC va fi egal cu 860 minus 176 și vine 6 din 10. Cât vine? 6 din 10, 4. 7 din 624. 7 din 15, 7 din 5, nu? 7 din 15, 8. Nu așa vine? 1 din 684? La 3-a. Da? Nu-i bine? 684. Și atunci N3, cu altă soluție, N3, al număr, este 2008, 684. 684. Da? 2.008.684. Să vedem ce egal cu cât acum? Cu 5. Pentru ce egal cu 5, rezultă că 176 plus ABC egal cu 208 ori cine? 208 ori 4 ori 4 ori 5 ori 5, ori 5 plus 28 și 176 plus ABC egal cu 1040, da? 1040 plus 28. Ar veni înseamnă 176 plus ABC egal cu 1068, parcă. E bine? Da. 1068. De unde ABC va fi egal cu 1068 minus 176. Și atunci ABC va fi egal cu 6 din 8, 2, 7 din 16, 9, 1 din 9, 1 din 9, 8. Așa e bine, nu? Da. O dată, 6 din 8, 2, 7 din 16, 9 și 1 din 9, 1 din 9 este cât? 8. 892. Și atunci N4 va fi egal cu 2.008.000
892. Și atât, pentru că următoarea dată va fi cu 4 cifre. Sigur că da. Următoarea situație va depăși, va fi cu 4 cifre. Adică ABC nu poate să fie din 4 cifre, numai din câte cifre? Din 3 cifre, da? Deci de aceea ne oprim aici. Și acum vine B-ul. Acum nu. Acum să verificăm pe unul din ele. Da. Darius, da, Darius duce acasă, spune, m-am opus, mi-am fost convins și profesorul a depășit ușor, i-a fost frică ca nu cumva să testăm și să vadă că nu dă restul 28. Deci pe oricare din astea patru, pe oricare din astea patru le încercăm, dă tu pe care vrei să-l încercăm. 8.000... Pe 1, 2, 3, care? Pe care? Pe 4. Pe 4, ultimul, nu? Da. Hai să vedem. Deci luăm deoparte și facem împărțirea lui 2.000.892 și îl împărțim la... La cât îl împărțim? La? La 208, știți? La 208 și restul trebuie să ne dea la împărțirea asta 28. Da. Dacă e treaba deșteaptă, dacă nu... Înseamnă că am greșit. Egal cu 208 în 2008 merge de cât am zis noi? De 9 ori. 9 ori 8, 72. 9 ori 2, 18. 2 din 8, 6. 7 din 9, 2. Da? Da. 7 din 10 trebuie. Da. Nu mă lăsați aici să greșesc. Mă uită, uite, facem încolo de treabă. Deci încă o dată. 2 din 8, 6. 7 din 10, 3. 8 din 9, 1, 136, parcă așa era. Da. Și merge, coborâm acum pe 8 și merge de câte ori? 6 ori. De 6 ori. Ca 2 în 13, da? 6 ori 8, 48. Și 6 ori 2, 12. 0, 4 din 6, 2, 1, nimic. Coborâm pe 9 și merge de, mai merge de 6 ori? De 5 ori. De 5 ori. De ce? A, mai este un 8? Mai este un 8. Da, 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 da. Nu, nu, este 8, sunt 2 de 8. 8-ul ăsta și acum 8-ul al doilea. Uitați că l-am văzut. Foarte bine. Așa, Cristina. L-am coborât o dată. Nu, că sunt 2 de 8. Și 8-ul al doilea din 1248 e... Da. Deci, atenție, pe primul blancul de Darius l-am coborât aici și pe al doilea nu l-am mai coborât. Acum trebuie să-l cobor. M-am dus la, direct la 9. Greșeală. Dar e tot de 5 ori. Deci, tot de 5 ori, da? Tot de 5 ori, corect. De 5 ori. Și zicem, 5 ori. Ești convins, Darius? Da. Da? 5 ori 8, 40. 40. Și 5 ori 2, 10. Și rămâne aici 8, 4 din 10, 6, 1, nimic. Coborâm acum pe 9. Merge de câte ori? 6 ori. Ca 2 în 16. 8 ori. De 8 ori, dar 8 ori 9, 72, da, merge. De 8 ori. 8, nu, de 8 ori, da? Da, da, bine. Și 8 ori 8? 8 ori 8, 64, nu? 64. Din cauza 0, îi pun pe amândouă odată, da? Și 8 ori 2, 16. Și 4 din 9, 5. 8 din 2. 6 din 8, 2. Nimic. Coborâm pe 2, 2. 62. Merge odată? Da. Odată merge, da? 2, 0, 8. Trebuia să dea 28. Bă, am greșit undeva, mă, unde am greșit, mă? Doamne, cred că este tot adevărată. Da, mă! Acum trebuie să o luăm din nou. Deci să vedem la N4 ăsta. Știi ce? Hai să luăm un alt N. Să vedem... Trebuie să fii și mâini, trebuie să fii și mâini. Să vedem dacă... deci undeva am greșit. Fie la împărțirea asta, fie la mulțire pe acolo, pe undeva. Deci undeva am greșit, asta e sigur. De aceea... Am luat pe
Haide să facem cu calculatorul ca să nu mai pierdem mult timp. Hai pe primul număr. 2.008.268. 2 milioane. Și care nu merge, îl refacem. Deci 2.008.268. 268. Și împărțit la cât? La? La cât? Și de cât restul? Ca să bat. Egal cu 9658.1346. A, nu îl dă, cu punct, cu 10 male. Da. Nu, trebuie să facem noi la mână. Mi-a dat. Nu, copii, nu avem ce face, trebuie să facem la mână. Adică, facem noi. Dar hai să mai luăm pe asta, să nu fie greșit la lucru. Da, mă ajutați. Deci 2 milioane cât avem aici? Nu, am greșit undeva și... Deci 2.008.892 împărțit la 208. Diferența dintre ăsta și ăsta trebuie să fie de 208. Ia să vedem. Din 476, din 476, dacă scap pe 268, îmi dă 208. 8 din 16, 8. Da? 8 din 16, 8. 6 din 6, 0. Și 2 din 4, 2. 208. Bun. Ele trebuie să crească din 208 în 208. Diferența dintre 47... La 476 trebuie să adunăm 208 și îmi dea ăsta. Ia să vedem. La 476 adunăm un 208. Și trebuie să ne dea 6 și 8, 14, 7 și 1, 8, 684. Este 684? Este. Acum la 684 adunăm 208 și trebuie să ne dea 892. Ia să vedem. Dacă ne dă, înseamnă că am greșit noi la împărțire. Dacă nu ne dă, am făcut împărțirea corectă. Și este undeva o hibă. Hai să vedem. 600... 80 plus 208 plus 208 84, 12 da, 292 9 6 și cu 2 da, da. 892 da, aici e o greșeală. Atunci e greșeală aici la împărțirea asta. Hai să ne întoarcem la împărțire. Să zicem 208 merge din 9 ori, 9 ori 8 72, da? 9 ori 2, 18. 2 din 8, 6. 7 din 10, 3, 8 din 9, 1. 136, coborâm pe 8. Am greșit acolo la, după, la 8. Da, chiar la, când la 8 ăsta? Nu, eu zic că am greșit atunci. Hai să-l vedem, Paul. Hai să vedem până la capăt, să vedem greșeala, da? Tu acolo pe ai zis, dacă e o greșeală. Eu zic că atunci când am uitat să coborâm 8, e o greșeală. Nu e adevărat, pentru că... 138, am coborât pe primul 8, am mers de 6 ori, fă 208 ori 6 și vezi că îți dă la sfârșit tot cu 8. Ia să vedem. Deci, 136 e bine până aici. Da. Coborât pe primul 8. Da. Și merge de câte ori? De 6 ori, 6 ori 48, 6 ori 2 e 12, da? 8 din 8, 0, 4 din 6, 2, 1. Coborât pe celălalt 8, cum e corect. Da. Și merge de 5 ori, 5 ori 40, 5 ori 2, 10, 8, 4 din 10, 6, 1, 168, coborâm pe 9 și am mers de cât de 8 ori, azi, da? 8 ori 8, 64, 4, 64 și 8 ori 2, 16, 4 din 9, 5, 6 din 8, 2. 252, îl coborâm pe 2, da? Că rămas numai 25 aici, da? Și 252 și merge o dată. Ah, e o hibă. El lucrează... Hai să luăm pe primul. Să încercăm
și la primul să-i facem aceeași chestii și dacă nu merge, înseamnă că am o hibă pe care trebuie să o repară. Da? Da. Că în rest am văzut că din 208 în 208 curge frumos Egiptul. Se tot adaugă 208. Hai să facem și pentru 2008. Da? 2008. 268. Da. 268. Deci 2008, 268, împărțim la 208, da? La 208. Și face. Tehnica e bună, dar probabil că avem o greșeală, să vedem unde. Oricum te spune. Deci tot merge de câte ori merge? Tot așa merge, de 9, 9, nu, prima dată de câte ori merge? De 9 ori. 9 ori 72, 9 ori 2, 18. Tot așa rămâne 6, 3, 1. Coborâm pe 2 acum. 2. Da. Ar veni de 4 ori. De cât de? De 6 ori. Tot de 6 ori, nu? Că 2 în 13. De 6 ori. 6 ori 8. 48. De 6 ori 8, 48. 48, da, deodată. Și 6 ori 2, 12, da? 8 din 12, 4. 4 din 5, 1. 2 din 3, 1, nimic. Coborâm pe cine? Pe 6. Merge de 5 ori. 5 ori 8, 40. 5 ori 2, 10. 6, 0, 1, nu? Da. Așa, nimic. Coborâm pe 8. Coborâm pe 8. Și merge de 4 ori. De 5 ori, cât merge. Da. De ce nu? Da. Merge de 5 ori. 5 ori 8, 40. Și 5 ori 2, 10. Și restul 28. Excelent! Excelent! Înseamnă că avem o hibă acolo, da, la adunare. Da, de asta zic că... deci asta, nu unul, omers, da? 1658 la împărțirea anterioară. Așa. Uite ce îți propun acum. La ăsta, la 268, adunăm un 208. Știți? Adunăm, multiplicăm încă o dată. Deci, da? Deci adunăm un 208. Ia să vedem dacă e bună. Da, e bun, da. E bun. Ia să-l împărțim acum, să merge. Trebuie să meargă, logic spune asta. Deci 2.008.476 împărțit din nou la cine? La 208. 208. Merge la fel. De 9 ori, 9 ori 8, 72, 9 ori 2, 18, 136. Coborâm pe 4. Da? Merge de 6 ori. 6 ori 48, 6 ori 2, 12, 8 din 14, 6, 4 din 5, 1, 1, nimic, coborâm pe 7, merge de 5 ori, nu merge de 6, că e 11 aici, da? De 5 ori, 5 ori 8, 40, 5 ori 2, 10, 7, 2, 1, nimic, coborâm pe 6 și merge de 6 ori, 6 ori 8, 48, 48 și 6 ori 2, 12, da? 8 din 16, 8, 4 din 6, 28, nimic, nimic. Ce atâta timp cu ultimul? Bun, mergem să vedem. Dăm peste el. Dăm sigur peste greșeală. Și acum la N3 să vedem dacă la N3 am adunat 208 și merge exact. 8 și 6, 14. 8, 42. Merge. Ia să-l vedem și pe N3. N-a făcut pe toate N3.
să zicem, 2684 208 și este egal cu, merge de câte ori de 9 ori, nori 8, 72, nori 2, 18, 2 din 8, 6, da, 7 din 10, 3, 9 din 8, 1, nimic, coborâm pe 6, merge de 6 ori, 6 ori 48, 6 ori 2, 12, 8 din 16, 8, 4 din 5, 1, 1, că 2 din 3, 1, nimic. Coborâm pe cine acum? Așa. Pe 4 ori, nu? 4, 5 ori, deci am 6, nu, după 6, 8. 8, așa, Stefania, te rog să mă ajuți. Deci, pe 8 ala aveam după ce am coborât pe 6, 8 este la rând. Așa. Și merge de câte ori? De ca 2 în 11, de 5 ori. Trebuie să se repete, 9, 6, 5 trebuie să meargă, da? 5 ori 8, 40. 5 ori 2, 10. 8, 4 din 8, 4, 1. Și nimic. 148. Și vorbim pe 4. Și merge de 7 ori, 7 ori, 8, 56. Da, de 7 ori. Ca 2 în 14. Da. Da? De 7 ori, 7 ori, 8, 56. Și 7 ori, 2, 14. Nimic. Pardon, 6 din 14, 8. 5 din 7, 28. Nimic, nimic. Da, te dai. Cum? Sunt ultimul să nu meargă? Înseamnă că am găsit la ultima împărțire. Hai să vedem. Am făcut-o de... Doar 684. La 684, dacă adunăm 208, 8 cu 4, 12, 9, 892. Trebuie să meargă. Trebuie să meargă. Hai să vedem acum. Deci, facem o dată împărțire. Am făcut-o de 3 ori. 2 ori și acum 3 ori. Și câți oameni suntem aici? Suntem 5 oameni. Și care mai de care mai atent? Unul de altă cealaltă. Și am greșit de fiecare dată. Dă-mi încă o litră. Hai să zicem. 2.008.892 împărțit la 208. Cristina conduce calculul. Pentru că am obosit. 9 ori împărțit la 2. 18. Merge de 9 ori. Da. 8.972 scriem, 1 ori 2, 18, da. 8 minus 2, 6, 10 minus 7, 3, 9 minus 8, 1, nimic, 136, îl coborâm pe 8, da. Merge de 5 ori, nu, de 6 ori, de 6 ori. Da. 8 ori 6, 48 și 6 ori 2, 12, 1248, da. 8 minus 8, 0, 6 minus 4, 2, 3 minus 2, 1, nimic, îl coborâm pe 9, merge de 5 ori. Nu merge de 6, nu? Foarte bine, de 5 ori. De fapt, să observăm că trebuie să fie așa, 5 ori 8. 5 ori 40. 0 scriem 40, da, da, și 5 ori 2, 10, da. 9 minus 0, 9, 10 minus 4, 6, am împrumutat, rămâne 1, nimic, 169. Coborâm pe 2. Coborâm pe 2, merge de 6 ori. De 8 ori, zice el, că 8 ori 2, 16. De ce ai zis tu 6? Ce ai avut în minte? Ca 2 în 16. Da, da, da. 2 în 16 de 8 ori, da? 8 ori 8, 64. 64 și 28. 8 ori 16. Ai, nu se poate. Mergi. Dar cu ce am făcut în împărțirea ta? Uitați aici, că m-am uitat în comun. Da, da. M-am uitat aici. Și în loc de 1692, noi am pus 1689. Dar cum am făcut? Prin tuneric? Că-mi vine să ies în stradă și țip în gura mare. Până acolo era pe
perfect, dar după am greșit. Și Diana, dar nu, 44. Da? De ce? Deci am greșit asta. Era un... Acolo, cu 8-ul acela, am găsit și s-o fi întâmplat, habar, n-am. Cert este că am... Alo. Bună ziua. Eu sunt Dan, dar sunt într-o lecție de matematică. Nu știu. Ce vă vreți să ceva cu matematica? Vreți să mă întrebați? Așa, de unde sunteți? Nu știu. Covasna. La ce clasă sunteți? Ce copil? Ce, la ce clasă? Așa. Da. Iată ce vreau să vă spun. În momentul de față sunt într-o lecție în direct la Prof Online TV. Dacă vreți mă puteți vedea, intrați pe calcul, pe internet și mă puteți vedea. Dar de discutat de la ora 10, după ce de la ore. Bine, o să facem mai târziu. Bine, atunci după 10. Da, bine. Mai copii, mi-a atât mi-am plăcut exercițiul ăsta, că nici nu vine să mă despart de ea. Da, dar avem și pe ea, nu vă despart. Păi stai o secundă, dar știi ce? Vă rugăm să mă despart de ea. Să mă despart, da. Despart de exercițiul ăsta, da? Dar, deja ai luat, deci cât vrei? Deci patru variante. Deci patru variante am găsit la exercițiul acesta. Deosebit de interesant. Și ne-a dat o oră. Și ne-a dat o oră. Păi tare de tot. Ce faci? Dar a fost foarte...